Serata literară, ce s-a desfășurat în cea de-a treia zi dedicată zilelor municipiului Câmpul Lung în sala mare a primăriei, a cuprins o gamă variată de expoziții de carte, dar și o mulțime de proiecte diapozitive ce au avut ca temă expresivitatea în pictură. Astfel, profesorul de arte plastice Gheorghe Paulian a pregătit pentru prezentare lucrări ale mai multor pictori, având ca temă chipul femeii în arta plastică, pe care le-a comentat în fața publicului. Ce vreau să vă spun? Imaginile sunt cele corecte. Deci sunt carnație, proporții, tipul vede anatomie, vede miologie, vede osteologie, vede tot ce vreți dumneavoastră. Deci se simte că a făcut studii de artă și că este stăpân pe meserie. Momentul în care se exprimă însă la public este cu totul altceva. Bineînțeles că, uitați-vă, dans cu șopârlă, dans cu șerpi. Deci el are un alt univers în care vede femeia, dans. Și curios este că e aceeași femeie peste tot. M-am uitat la chipul ei, dialog dintre, cum știm noi că se întâmplă și între surapele din Mușcel, același chip de femeie văzut cu alte, cu alte pălării pe cap. Mă place, dragule. Așa, e, da, femeia Melk. Deci vedeți că și structurile cu care sunt îmbrăcate femeile, prietenele, aici una e roșie, una e albă, deci vă dați dumneavoastră seama cam ce conexiuni trebuie să făcute în asemenea cupluri. Sunt reproduceri de toate tipurile, de la Obama și la Mona Lisa și de la Hitler la nu știu cine, la Stalin. Ca să iau, iată, de Van Gogh, fără comentarii. Deci aici artiștii chinezi, printre cei mai buni elevi ai școlilor de artă frumoasă din China, produc în jurul la 5 milioane de tablouri pe an, adică 70% din tot ce se vinde pe planetă. Ca atare, atenție, dragii mei și cursanții mei, aveți concurență serioasă. Iată. Cred că și voi recunoașteți o serie întreagă, și dumneavoastră recunoașteți o serie întreagă de reproduceri de la David, de la Engre, iată și un Obama pe undeva și un Mao Tse-dun și mă rog, așa. Uite, alt Mao Tse-dun aici, uite și o Mona Lisa. Altă Mona Lisa și un Bonaparte care trece Alpii. De asemenea, această serată literară a fost dedicată și epigramiștilor și umoriștilor mușceleni. Astfel, redactorul șef al revistei Acidava, Constantin Agricola Miu, a făcut o scurtă prezentare a epigramiștilor și epigramelor și de asemenea a vorbit despre modul în care au apărut acestea la Câmpul Lung. Acum, cine suntem noi? Sau cum au apărut epigramele la Câmpul Lung? De fapt, epigramele sunt împărțite la toți cei care participă la activitățile noastre. Și aș vrea să scot în evidență, până a spune ce facem noi cu epigrama și cum am descoperit-o, că sunt alături de noi colegi din Rucăr, de la Băjești, de la Mățău, de la Godeni, de la Curtea de Argeș astăzi și le mulțumesc pentru faptul că au venit pentru zilele Câmpul Lungului. Deci prietenii epigramei se găsesc în toată țara. Am invitat și pe domnul Mândruță de la Câmpul Lung, de la Pitești, nu a putut să vină, dar avem o surpriză. Este de față domnul Laurențiu Ghiță, care este redactorul șef a revistei epigramiștilor pe țară. Vă mulțumim că sunteți. Este surpriza pe care eu cu domnul Mitroiu o facem domnului primar. M-am uitat așa pe fugă prin epigrame. Mai e ceva de lucru. Sunt încercări, sunt. Dar așa e la început, evident. Vă sugerez să urmăriți articolele publicate în revista Epigrama, articolele doamnei doctor în epigramă Elis Drăpeanu, care prezintă modul de alcătuirea unei epigrame, într-adevăr, prozodie, rit, tot, pentru a fi respectate, pentru a
a fi o epigramă într-adevăr de calitate. Pe internet se poate urmări o adevărată lecție de epigramă, o adevărată școală de epigramă s-a creat pe site-ul www.poezie.ro sau agonia.ro, cum se mai numește, care are o secțiune de epigramă de unde provin 99% din epigramiștii tineri de actuali. Mărturisesc că și eu tot de acolo m-am inspirat. Și prin discuțiile de acolo, prin criticile făcute, s-a creat o adevărată școală de epigramă online. Se pot consulta și acolo. Colegul meu, Ștefan Cornel Rodean, redactorul șef adjunct, are chiar o serie de articole despre tehnica literară a alcătuirii în epigrame. Se pot studia. Sunt la liber, deci e o sursă de inspirație foarte, foarte interesantă și documentată. Pe fugă o înțepătură, epigramele le voi da colegului și prietenului meu, domnul Gheorghe Mitroiu, pentru revistă, dacă se merită să fie publicate. Apropo de numele acid al revistei, pornind de la caracterul chimic acid al revistei, Acidava, o revistă cunoscută în tot orașul, pentru care o chimistă i-a făcut redus pH-ul. Să sperăm. Și dacă tot am ajuns la epigrame, mai dați-mi voie să vă mai dedic o epigramă, de fapt, o explicație etimologică a cuvântului, a numele denumire orașului Câmpul Lung, o încercare. Prin Câmpul Lung, dacă ajungi, un adevăr ai să constați. Într-adevăr, sunt câmpii lungi, că sunt și mulți cei care îl bat. Care îi bat? În această revistă, Acidava, o mulțime de scriitori mușceleni și-au pus amprenta, astfel că redactorul șef a făcut un rezumat al epigramelor scrise de către colegii de breaslă și, de asemenea, a menționat și premiile pe care aceștia le-au primit în urma publicării acestor versuri. O nouă apariție în revista noastră este doamna avocat Livia Oprescu, pe care am criticat-o foarte puternic eu, în primul rând, și văd că a intrat pe calea cea bună, pentru că are o grămadă de epigrame care au apărut în numărul 3. Încerc să nu vă citesc totul decât câteva epigrame ca să nu iau din farme cu reviste. Doamna Lili Constantin, epigramistă consacrată. Domnul Nicolae Pantazică, să trăiți, facem cum ziceți. Așa? Nu, m-a pus la punct, gata, așa e. Domnul Citer Marinescu, nu se lasă. Ioan Pavel, Ioan Pavel a scris pentru concurs următoarea epigramă și a luat locul întâi. Nu, locul doi. Mă însurai și îmi luai nevastă și am crezut că sunt toate bune. Însă măsa e o năpastă că anii trec soacra rămâne. Asta a fost, anii trec soacra rămâne. Asta cu măsa, aici a trebuit să mai lucreze dânsul la gramatica limbii române. Claudia Petrescu a zis la epigramă pentru concurs. De intră soacra pe poartă, atenție cum se mai poartă. Să nu uitați sfatul bătrâne, anii trec, soacra rămâne. Așa e, pentru că ultimul vers era obligatoriu. Locul întâi la concursul nostru l-a luat domnul Nelu Constantin. El pictează și epigrame. Epigrama pentru concurs este: dacă vrei să ai o bună soață, să nu ții soacra lângă tine. Mi-a spus un prieten de o viață că anii trec, soacra rămâne. Deci, juriul i-a acordat locul întâi domnului Nelu Constantin. Jurnal de călătorie este o altă carte care a fost lansată în cadrul Seratei Literare, astfel că autorul a făcut o scurtă prezentare a celor scrise de el pentru a atrage și mai mulți cititori. Am considerat că este necesar să scriu această carte pentru că am consemnat în ea o mulțime de experiențe care, mă rog, trebuiau scrise de cineva, pentru că s-ar putea și cineva să citească această carte și am înțeles și am vrut să scriu o carte în așa fel încât să corespundă cerințelor unui cititor foarte rău, ăla fiind eu. Deci întotdeauna am fost nemulțumit de cărți și în momentul când am început să scriu o carte, m-am obligat să țin cont de nemulțumirile pe care le-am avut față de alți autori de cărți. Și am încercat cât am putut, folosind multă bibliografie pentru cărțile scrise despre România și mai puțin în această carte, am încercat să deschid cutiuțele și dulăpioarele pe care le-am avut în minte și
în zonele astea de imaginație și să le pun pe hârtie în asemenea fel, astfel încât să nu plictisesc cititorul, să-l fac curios și să nu abuzez de tot felul de cunoștințe, mai ales în momentele în care am observat în zilele noastre, când sunt foarte mulți autori de cărți prețioși, oameni deosebiți, nu mă pot compara cu ei, dar care sunt așa de sus, se văd așa de sus. Exact cum e iezerul, ați văzut că de jos el pare mic, iezerul. Dar când urci pe iezer, ai văzut că e cam complicat, că vine deal după deal și nu se mai termină. Așa și cu acești noi scriitori sau vechi scriitori, care sunt așa de prețioși, încât la un moment dat, ori adormi, ori ceea ce se scrie este deosebit de bine și frumos. Dar la un moment dat, bătând în pio același lucru, ajungi să nu mai intri în mezul problemei.